Schela ridicată în jurul unui hotel din Dorobanți, care acum este construit, trebuia să-i protejeze pe cei care trec pe acolo. E bine, azi noapte lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. S-a prăbușit parcă din senin și a creat haos. Dacă s-ar fi întâmplat ziua, sigur ar fi rănit pe cineva. Barele de metal au căzut peste niște spații de joacă pentru copii. Un zgomot puternic și apoi o curte plină cu bare de fier. Așa s-au trezit azi noapte vecinii acestui hotel din cartierul Dorobanți. Este acoperită întreaga curte cu resturile de schela, care s-au mai deplasat și în celelalte curți. Din păcate, paguba este foarte mare, sperietura așa și de rea și nu știm ce se va întâmpla cu restul schelei care atârnă. Zgomotul a continuat, a fost ca un efect de domino, așa venea. Nimeni nu-și poate explica cum s-a prăbușit construcția metalică înaltă de 5 metri. Furtuna care a măturat capitala se terminase de mult timp. Am ieșit în curte și am văzut toate astea aici. Noi tocmai vroiam să ieșim afară, că se potolise ploaia, era frumos. Nu este pentru prima oară când oamenii trec printr-o astfel de sperietură. Un incident asemănător a avut loc și în luna octombrie anului trecut. Atunci plafonul hotelului a cedat și s-a prăbușit peste curțile oamenilor. Ei au fost despăgubiți și abia se apucaseră să termine de reparat tot ce a fost distrus. Acum o vor lua din nou de la capăt. Se refăcuse piscina care era montată pe un postament special amenajat, se refăcuse gazonul, cumpăraseră fântânile, stâlpii de iluminat. Toți cei trei locatari afectați au depus plângeri la poliție. Oamenii au încercat să ia legătura și cu proprietarul hotelului, dar acesta nu se află în țară. Inspectoratul de stat în construcții va începe o anchetă pentru a vedea modul în care a fost ancorată schela.